Dragilor, astăzi alături de noi este domnul Marius Vasileanu, profesor de antropologie a religiilor și vom vorbi despre Anic de Suzenel. Iată, un prilej să vorbim despre Anic de Suzenel, 99 de ani, o nouă carte, Marea Întoarcere. Iată, cumva această carte se alătură în colecția Arhetip, unei alte cărți pe care avem cinstea, spun eu, și onoarea să o avem în portofoliul editurii Herald, Anic de Suzenel, Simbolismul corpului uman. Marea Întoarcere. De ce Marea Întoarcere și ce aduce nou această carte față de cărțile precedente ale lui Anic de Suzenel? Bun găsit! Aș începe întâi cu o mică panoramare a ceea ce există în România scris de Anic de Suzenel, dar nu înainte de a spune că, iată, în aceste zile Anic de Suzenel a făcut în realitate, într-adevăr, 99 de ani. Îi spunem și noi la mulți ani, așa, cu acest prilej. Ea este un mare prieten al României, al românilor, dincolo de faptul că a trecut la creștinismul ortodox, este ortodoxă de foarte mulți ani. Așadar, avem mai multe volume în limba română deja și l-ați amintit pe cel mai important, simbolismul corpului uman. În volumul de față este într-un fel o sumă, este într-un fel finis coronatopus, am putea spune. Fără îndoială, este un om care la o anumită vârstă se gândește să tragă linie și să adune. Mi-a spus personal, noi mai vorbim din când în când, sunt onorat de prietenia acestei mare doamne a spiritualității europene și occidentale, pe care eu aș prezenta-o ca antropolog al religiilor, chiar dacă are specialități, chiar licențe în mai multe domenii și în matematică și în medicină și în teologie ortodoxă. În acest volum am putea rezuma, este un îndemn la a ne întoarce către noi înșine. Chiar dacă aceasta se întâmplă în urma unei demonstrații aproape matematice, aș spune, foarte de mare finețe și rafinament, care utilizează instrumentele tradiției iudaice, dar citite în cheie creștină. Anic de Suzenel, trebuie să spun, cunoaște la perfecție limba ebraică, chiar dacă nota bene ea nu este evreică, cum au crezut mulți, și în felul acesta, de fapt, în toate cărțile ei, procedează la o hermeneutică în cheie creștină, iudeo-creștină, am putea spune, a înțelepciunii existente în cărțile sacre, în primul rând Sfânta Scriptură, Biblia, dar, cum știm, iată un volum pe care l-a publicat și în limba română acum câțiva ani de zile, a apărut, vorbește de pildă și despre mitologiile existente în Occident, preponderent, de pildă despre mitul lui Oedip. Așadar, în acest volum, revin, cred că am putea găsi și un fel de blazon, de rezumat, într-o exprimare care pornește de la fizicianul, marele fizician, adesea citat în toate mediile de cercetare spirituală, David Böhm. Acesta la colocviul din Cordoba, din 1980, unde Anic de Suzenel a fost de față, ea se cunoaște cu toată lumea bună occidentală. David Böhm a spus cam așa, ceea ce se întâmplă acum este o inversare totală a procedurii obișnuite. Adică în loc să derivăm subtilul ca formă abstractă a tangibilului, noi am decăzut în sensul că derivăm tangibilul ca formă abstractă a subtilului. Și, pornind de la acest citat, Anic de Suzenel
rezumă într-un fel întreg volumul de față, fiindcă mi-l explică în alte cuvinte și ea spune, ceea ce vrea să zică David Böhm este că în prezent noi trebuie să ne conectăm din nou și de urgență cu izvorul realității, realitate scris cu R mare, al cărei punct de fugă îl reprezentăm noi înșine. Nu mai putem să fugim, ci doar să ne întoarcem la sursă. Sursă, evident, scrisul cu literă mare, este vorba despre divinitate. Așadar, aceasta este Anic de Suzanel și acesta este volumul de față. În doar câteva cuvinte, dar fiindcă mă bucur de această prietenie de peste 20 de ani și fiindcă Anic de Suzanel a fost de mai multe ori în România, aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să insistăm și acestei laturi mult mai puțin cunoscute. Sigur. Așadar, trebuie să vă spun că ea a fost invitată de o seamă de cercetători, de căutători în spațiul spiritualității românești, unii dedicați acupuncturii, alții studiilor de indianistică, yoga. A fost de asemenea invitată de teologi ortodoxi, a fost invitată de homeopați și medici, care, sigur, sunt acreditați, mă refer la o conferință care a fost susținută la Facultatea, Universitatea de Medicină din București. De asemenea, a ajuns să conferențieze la Universitatea București, la Facultățile de Teologie Ortodoxă din București, Iași, Sibiu. Și la Institutul Cultural Român au fost ultimele două conferințe. Toate acestea s-au desfășurat pe parcursul a aproape 10 ani, cred. Și în aceste drumuri pe care le-a făcut în România, probabil 7-8 vizite, am avut șansa să-i fiu aproape, în sensul că ea, fiind un credincios ortodox, practicant, cum se spune, eu nu prea mă omor după acest cuvânt, dar este o realitate, a dorit foarte mult să cunoască câteva mari personalități ale Bisericii Ortodoxe Române. Cu toate că subliniez, ea mi-a spus cândva, și personal am avut nenumărate discuții, citându-l sau în orice caz a fost o coincidență, cum se întâmplă la Marile Spirite, pe monseniorul Bica, care spunea că într-un fel asemănător, dar dintr-o perspectivă inversă, Anic de Suzanel, citez, spunea, am trecut la ortodoxie ca să fiu o mai bună catolică. Invers decât ceea ce spunea monseniorul Ghica. Fericitul Ghica, fiindcă între timp are un prim grad de înălțare la sfințenie în catolicism. Așadar, am fost împreună cu Anic de Suzanel, practic la mari duhovnici care trăiau încă în anii 90, finalul anilor 90. I-am prins în viață pe părintele Cleopa, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Galeriu aici în București, părintele Teofil Părian și alții. Așadar, ea a fost foarte mișcată de toate aceste întâlniri, au fost fără îndoială pelerinaje de suflet și, într-un fel, este foarte apropiată de România și de români, în primul rând pe această cale. Dar România a însemnat mult mai mult pentru ea, încă din anii de formare. În tinerețe l-a cunoscut pe Nicel Iade, mi-a povestit asta despre o întâlnire petrecută în casa unei alte mari personalități a spiritualității europene, românești și franțuzești în același timp. E vorba de regizorul Paul Barbă Neagră. Unii dintre cei care ne ascultă poate își amintesc despre filmele de geografie sacre pe care le făcea Barbă Neagră. Barbă Neagră
organizase la el acasă adesea întâlniri cu mari personalități ale spiritualității occidentale. El plecase din România, părăsise România la finalul anilor, sau pe la mijlocul, cred, anilor 60 și a ajuns la Paris, a făcut o foarte frumoasă carieră, a luat și prima Academie franceze. În casă la Barbă Neagră i-a cunoscut și pe Mircea Eliade, Anic de Suzanel, l-a cunoscut pe Basarab Miculescu și alte personalități care despre care mi-a tot povestit de-a lungul timpului și pe mine mă mai lasă memoria câteodată. Vreau să mai spun despre Ștefan Lupașcu, care a impresionat de asemenea foarte mult. Așadar, este legată de România pe multiple fire, ne mai vorbim de faptul că mulți dintre ai noștri au fost cursanți la prelegerile, cursurile pe care le-a ținut Anic de Suzanel, nu numai în România, ci și în străinătate. Eu am văzut ultima oară la Bruxelles, la un astfel de seminar, întâmplător eram pentru mai multă vreme în Belgia și iată, a fost o mare bucurie să ne reîntâlnim acolo și să văd cu cât dragoste este întâmpinată de studenții de acolo, de profesorii belgieni, occidentali, erau de mai multe nații acolo, inclusiv românii mai erau câțiva, cu o prelegere susținută la una din universitățile din oraș, din Bruxelles, plus alte seminarii practice. Așadar, este un om foarte viu, care și astăzi are o agendă, la vârsta aceasta încă scrie, încă lucrează, are o minte limpede, un model de spiritualitate în act. Fiindcă, de fapt, ceea ce descoperim și pentru cei care am avut șansa să o cunoaștem direct, este o certitudine, este că toate aceste scrieri ale doamnei Anic de Suzanel sunt, de fapt, meditații venite în urma unor experiențe proprii de mare profunzime. Uneori în scrieri autobiografice o să găsim în prefața foarte bine alcătuită de Mihai Gânj, un bun prieten de-al meu care a și tradus acest volum. Și trebuie să-l felicit, a făcut o treabă foarte bună, a tradus în spiritul la ceea ce scrie Anic de Suzanel. Găsim și câteva date biografice mai amănunțite în care descoperim, o să vedem, spuneam, în această introducere, prefață scrisă de Mihai Gânj, și întâmplări inedite din viața doamnei Anic de Suzanel, unele cu profunde implicații și semnificații spirituale. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Marius Vasileanu, profesor de antropologie a religiilor, despre Anic de Suzanel și despre cea mai recentă carte a ei publicată în colecția Arhetip, a editurii Herald. Este vorba despre Marea Întoarcere, care, iată, se alătură cumva volumului precedent, Simbolismul corpului uman, scrisă tot de Anic de Suzanel, și este o mare bucurie pentru noi și pentru cititori apariția acestui volum pe care, cum spuneam puțin mai devreme, vi-l recomandăm cu mare, mare drag. Îi mulțumim foarte mult domnului Marius Vasileanu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!